Dunărea este în scădere. Județul Mehedinți, practic, primul luni de viitor ar trebui să lovească localitățile, nu are niciun fel de probleme din cauza apei și asta datorită celor două baraje, Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2, unde se face regularizarea cursului de apă. Prima localitate și nivel apropiat de amplasare față de Dunăre este comuna Șimian. Situată la circa 8 km de apă de la barajul Porțile de Fier 1, practic aici ar trebui să vină valul cel mai mare pentru prima dată. Suntem practic în prima comună de după baraj care are cel mai înalt, cel mai scăzut nivel unde Dunăre ar putea să lovească. Cum este apa astăzi și cum era acum o săptămână? În comparație cu acum două săptămâni, o săptămână și ceva, Dunărea este scăzută. Dacă vă uitați bine, se și văd urmele din momentul când Dunărea a crescut. Acum este în scădere. Localitățile aflate între cele două baraje, Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2, sunt protejate datorită acestor baraje. Apa este controlată și nu cred că va exista riscul de inundații în această zonă. Practic, Dunărea este acum în scădere. Da, este în scădere față de acum o săptămână și ceva și nu există niciun pericol pentru comuna Șimian în ceea ce... Cu toate că pe Dunăre este un cod, ce măsuri a luat autoritățile? Am instituit Comitetul pentru Situații de Urgență, 24 din 24 la primărie se află cineva. În cazul în care Dunărea va crește peste cotele normale, vom anunța cetățenii, suntem pregătiți să intervenim. Un cioban pe care l-am găsit cu oile la păscut a spus că Dunărea a scăzut, iar pescarii sunt chiar supărați că apa este prea mică. Eu cred că altul mai bine ca mata nu stă aici așa cu oile. Este. Cum a fost Dunărea cu două săptămâni? A fost mare rău. Cam până unde? Ce să spun, aproape să ieși, aproape la margine sus. La stradă? Da, la stradă. Acum două săptămâni? Da, acum două săptămâni. Și acum scade sau crește apa? Acum deocamdată scade. Scade? Scade, da. Scade, da. Deci practic pe une pascoile mata, acum era apă? Era apă, da, era apă până la bru, ce intram până aici, la bru. Atât ieșise Dunărea? Da. Și de când a început să scadă? Mai are vreo două zile de când a început, două zile, da. Autoritățile spun că e cod portocaliu, că ar trebui să vină apa mai mare. S-ar putea să fie, mai știi? Nu știu. Să teamă? Ei, cum să nu fie teamă? Și normal că e teamă, că oricare ar fi e teamă. Cum să nu fie teamă când vine apa peste dumneata? Să teamă? Da, așa este. A doua localitate unde ar trebui să lovească viitura este comuna Hinova, satul Ostroful Corbului, dar pescarii așteaptă de mai bine de o săptămână valul, însă apa, în loc să crească, pe zi ce trece, scade. Și mai mult, încât a ajuns pescarul să arunce undița în mâl. Ce aștepți, mata? Aștept să vină... Păi, Dunărea mai mare. Să vină apa mai mare? De ce? Să tragă peștele, să vină și peștele pe mal. Păi, dar lumea peștele spune... Nu-i băgați în dal. Lumea spune că apa vine mare, Dunărea crește, mata zici că e mică. Păi, e mică. E mică față de cum o știi mata? Da, să fie sus. Să fie sus. Este adevărat că la intrarea în țară, la Bazia și apa Dunării măsoară chiar cu 50% mai mult debit față de aceeași perioadă anului trecut, dar controlul industrializat al viitorii nu numai că nu pune în pericol localitățile, dar aduce și beneficii economiei naționale. Deci până unde era apa, nu vă spuneați? Nu. Cam cât de aici, de unde stați dumneavoastră? Mult încolo. Cam cât? 20 de metri. 20 de metri. Și acum e scăzută? Da. Dacă în Mehedinți situația poate fi controlată, Dunărea nu mai poate fi ținută în frâu în aval de barajul Porțile de Fier 2, adică în județele Dolj și până la vărsare în Sulina. Acum unde stăm noi pe pagina și asta, ce era în urmă cu o săptămână jumate, două săptămâni? Acum o săptămână jumate, două săptămâni era Dunăre pe aici. Apa ajunsese cam la, până la brâu, la un metru în această zonă. Riscul, nu cred că a existat riscul să ajungă în șosea, dar s-a apropiat până de șosea. Deci, practic, acum riscul este mult mai mic. Dunărea este în scădere. Absolut, da, este în scădere, se și vede și sperăm să rămână așa.